Lucrările la stadionul de fotbal sunt în grafic, iar autoritățile locale sunt mulțumite de cum se desfășoară acestea. Construcția arenei costă aproximativ 49 de milioane de euro. 10% sunt suportați de municipalitate, iar restul de Compania Națională de Investiții. Ei respectă graficul de lucrări și au spus că dacă în 3 săptămâni scade cumva ritmul, o să bage și tură de noapte ca să recupereze, pentru că ei chiar au un termen pe care nu pot să-l depășească de 25 noiembrie 2016, dar până acum lucrurile lor sunt în grafic și nu avem niciun motiv să ne plângem. Piloții s-au turnat pentru tribuna 1 și urmează de peste 2 săptămâni să înceapă să toarne fundațiile. Chiar lucrează foarte bine, adică eu supraveghez șantierul aproape zilnic pe cameră și săptămânal vin în șantier și de fiecare dată constat că s-a lucrat într-adevăr foarte mult. La câteva zeci de metri distanță la stadionul de atletism, lucrurile nu stau deloc cum ar trebui. Problemele apar pentru că pânza freatică este mai sus decât la terenul stadionului de fotbal. Se construiește într-o zonă mlăștinoasă și de fiecare dată când iese câte o ploaie trebuie să aștepte 3 zile ca să se usuce terenul, să poată să înainteze în șantier. Noi sperăm să fie gata și ei până la sfârșitul acestui an, pentru că dacă nu sunt, vor intra în penalități. Reprezentanții primăriei Craiova spun că stadionul trebuie finalizat până pe 10 decembrie.